Bună seara, domnule senator. Ce s-a întâmplat în această ședință? Alianța mai merge mai departe la centru sau de pe zi ce trece se rupe? Bună seara, în primul rând salut pe dumneavoastră și toți cei care ne ascultă în seara asta sau mâine când o să dați acest material. Sunt într-un periplu, ca să zic așa, astăzi am ajuns la Pomârla, la Ibănești, la Cristinești, Suharău și iată acum spre seară ajuns la Hudești. Sunt o serie de ședințe pe care le avem cu cei din organizațiile PNL din fiecare localitate în parte, în care discutăm ultimele decizii care s-au luat, cum spuneați, la nivel național, la nivel județean și la nivel local. După cum bine știți din mass media națională, decizia luată de Biroul Politic Național este ca Partidul Național Liberal să meargă singur la alegerile de anul viitor. Dacă vorbim de europarlamentare locale, eu știu, alegerile la Parlamentul Național sau cele de la prezidențiale și în acest context mergem sub sloganul prin noi înșine și atunci așa am considerat că trebuie să ajungem în fiecare filială în parte, să discutăm cu membrii de partid, să le explicăm lucrurile acestea și, bineînțeles, ne pregătim cu candidați proprii pentru toate OAT-urile de județul Botoșani. Cam asta la modul general. M-ați întrebat de coaliție? Da, coaliția merge mai departe. Totuși mă miră, adică... De altfel, tot mai vreau să comentez lucrul ăsta. De altfel, este și lucru care a reieșit din studiile sociologice și toate sondajele care au fost comandate, indiferent dacă este discuția, dacă ele au fost comandate de PSD, PNL sau chiar alte partide, a reieșit că românii înțeleg necesitatea stabilității țării în acest context geopolitic în care ne aflăm. Și aici nu vorbim, dacă vreți să o luăm așa, încă de la pandemie încoace, ajungând până la războiul care este în graniță, că într-adevăr a fost și este nevoie în continuare de o stabilitate și toată lumea vede această necesitate. În schimb, consideră și în urma sondajelor făcute și analizelor sociologice că în același timp își doresc ca dreapta și stânga să meargă fiecare pe drumul lor în alegeri de separat. Și în acest context sunt și aceste vizite în teren, pentru că întrebări, așa cum îmi puneți dumneavoastră, îmi pun inclusiv membrii mei, dragi liberali, și trebuie să fiu prezent să le explic fiecărora de fapt ce înseamnă coaliția și ce înseamnă de fapt faptul că vom merge singur la alegeri anul următor. Sunt șanse ca și ca liberalii să câștige alegerile în 2024, că noi ne pregătim pentru 2024, nu? De ce nu? Dacă ar fi să ne gândim, spre exemplu, la alegerile din 2019, vă amintesc că noi, liberali, am fost în fața celor de la PSD ca și rezultate la alegeri. Bineînțeles că atunci când mergi la o luptă politică, te pornești ca și un competitor, da? Și atunci îți propui să câștigi, nu îți propui să mergi să obții locul 2 sau locul 3. Așa și noi ne propunem să mergem să câștigăm alegerile. Vă mărturisesc inclusiv aici la dumneavoastră, la Hudești. Ce strategie veniți cu? Trebuie să veniți cu ceva nou, trebuie să veniți, adică să și să facă ceea ce s-a promis, primul... chiar în toate campaniile electorale. Acum nu vorbim de PNL, vorbim și de celelalte partide politice. Primul lucru care trebuie spus aici să fie foarte clar este legat de fapt de ultimii 3 ani, dacă ar fi să discutăm, da? Și haideți să ne gândim că în ultimii 3 ani și jumătate, într-adevăr, PNL-ul a fost la conducerea țării timp de 3 ani cu prim-ministri, cum ar fi fost Ludovicu Orman, ne spun în ordine acum, da? Florin Câțu și Ciucă. Și dacă stăm să ne uităm puțin, vedem că în toți acești 3 ani s-au întâmplat niște lucruri. Dacă ne uităm la mărirea pensiilor, spre exemplu, dacă ați spus să vă dau exemple concrete. Pe guvernul Orban a mărit pensiile în mod automat cu 14%, deci cu 1 milion minim la pensia cea mai mică, de azi până mâine, fără prea multe discuții. Colegii noștri de coaliție, prin reprezentantul lor, Marius Budăi, spre exemplu, da, au tot povestit de 2-3 ani că măresc pensiile și nu le-au mărit. Am rămas la stadiul de poveste. Dacă ar fi să luăm un alt exemplu la nivel național, erau acum 3 ani 2500 de școli care aveau încă WC-ul în curte, acum sunt numai vreo 180 de școli cu WC-ul în curte. Ce este? Proiect cu ministrul liberal, da? S-a ajuns în situația asta. Dacă vreți să luăm alt exemplu, cardurile de lemne sau cardul pentru acele alimente, da? Este proiect în guvernare liberală, ministrul liberal, deci Marcel Boloș,
este ministrul liberal care a implementat acest lucru. Dacă întrebați pe oricine, spune nu, domnule, PSD-ul a dat. Nu este deloc așa. Iată, o strategie este aceea de a veni și de a povesti oamenilor ceea ce se întâmplă. Și o să vă mai dau un exemplu. Cred că este foarte elocvent, de fapt, și anume programul Angel Salini. Programul Angel Salini, cu care se laudă toată lumea, este un program cu amprentă 100% liberală, făcut de președintele nostru la acea vreme și de prim-ministru, și anume Florin Cîțu, care a fost clamat la momentul respectiv, inclusiv de colegii de coaliție. Iată că acum toți ne bucurăm de acel proiect, toată lumea spune ce bun este. Vreau să vă spun că în județul Botoșani, pe apă, canal și drumuri, proiectul Angel Salini aduce 300 de milioane de euro, pe gaz aproximativ 80 de milioane de euro. Iată că avem 380 milioane de euro care vin în județul Botoșani pe programul Angel Salini, care este 100% proiect liberal, și de aceea se poate lăuda în momentul acesta, inclusiv doamna președintă, că iată face drumul județean ăsta prin spate, pe care ajunge la Orofteana până la Bajura, că ce mare realizare, dar trebuia să spună. Mulțumim colegilor liberale pentru că au dat drumul și au deschis această șansă de a avea acest proiect Angel Salină. Iată ce strategie avem. În primul rând, de a ne arăta ceea ce am făcut cu adevărat. Că poate n-am vorbit și trebuie să facem în sfârșit lucrul ăsta, să vorbim, să povestim, oamenii să vadă și să înțeleagă că într-adevăr se întâmplă. Apropo de gaz, când credeți dumneavoastră că va ajunge la Daraban măcar? Că de la Daraban încet, încet îl strecurăm noi prin concești, prin... Deci eu nu pot să mă discut fantasmagonic, cum am văzut că sunt colegi de-ai noștri de la nivelul județului în general, care iau o cariocă roșie și una albastră și desenează pe hartă niște conducte, una cu roșu pentru gaz și cea cu albastru pentru apă. Lucrurile nu sunt deloc simple și vreau să vă spun că doar dacă ar fi un proiect de țară, ar ajunge gazul, să spunem, în Daraban. Altfel, prin proiecte care le avem, adică luat la nivel național o strategie de genul ăsta, astfel, prin forțe județene sau chiar regionale, este aproape imposibil de adus gazul la Daraban, din pricina sumelor foarte mari care ar trebui cheltuite pentru că acest gaz să ajungă aici. Și nu în ultimul rând, trebuie să știți că cei care ar exploata ulterior acele rețele de gaz, mă refer aici la companiile acreditate în România pentru așa ceva, își pun problema eficienței, adică eficienței unei conducte care ar merge, spre exemplu, de la Torohoi până la Daraban, prin consumul care l-ar crea ulterior și implicit prin încasările pe care le-ar avea. Prin Republica Moldova nu s-ar putea, pentru că ei au gazul aici aproape, la Briceni. Probabil știu că la Briceni este gaz, am fost și am văzut, este o fabrică mare acolo de rigips și fabrica respectivă e alimentată deja. Nu vă pot răspunde pentru simplu motiv că nu știu dacă există această posibilitate. Noi vă mulțumim că ați avut bună voință de a ne da câteva informații și vă urez succes. În special vin cu mult drag la Hodeș, la Daraban. Sunt născut în zona asta, e foarte aproape, sunt foarte aproape locurile mele natale și atunci fac cu foarte, foarte mult drag deplasările în zona asta și este și rămâne și va rămâne o zonă de suflet pentru mine. Vă mulțumesc să aibă oamenii de acasă liniște sufletească, tihnă și să bucure de ceea ce au în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi!